A fost dificil deloc. În primul rând mulțumesc celor care m-au propus, mulțumesc celor care m-au susținut și m-au votat. O ședință foarte scurtă, o ședință foarte interesantă, spun eu din punct de vedere. Am avut și suportul Federației de Fotbal prin domnul Gabriel Bădescu. Vot de încredere pentru 4 ani, pentru că încă un mandat, vot de încredere care s-a dezvoltat datorită ce am făcut noi la Asociația Județeană de Fotbal de 4 ani. 2015 parcă ieri a fost, am început într-un moment dificil pentru fotbalul buzoian, într-un moment în care eram credibilitate zero, eram într-un moment de scandaluri. Cred că am reușit prin abordarea noastră să stăpăm aceste lucruri. Cred că astăzi putem vorbi de Asociația Județeană de Fotbal, exact cum a spus și domnul Gabriel Bădescu, una dintre cele mai organizate asociații județene din țară. Cred că datorită acestui lucru am fost și propus pentru a conduce fotbalul amator din România. Un moment în care trebuie să ducem la bun sfârșit ce am început. Proiectele noastre cu copii și juniori este cel mai important proiect al nostru și pariul nostru, să atragem cât mai mulți practicanți acestui sport. Ce practicanți care provin cel puțin din rural, pentru că în urban, datorită cluburilor de fotbal private, cluburilor de stat, cum este vorba de Gloria Buzău, RPS Buzău, avem momentan Buzău care tot a fost subvenționat în mare parte din bani publici, ce se merge cu Sărat, acolo vin foarte mulți copii, dar în rural trebuie să atragem persoanele care să atragă pe acești copii să practice și acest joc de fotbal. Pentru că, până la urmă, tot ceea ce facem noi pentru atragerea acestor practicanți va fi materia primă a noastră pentru viitor. Confirmarea dumneavoastră în funcția de președinte la JFM Buzău vine și cu o serie de modificări, unele mai drastice, dar și cu reorganizarea primelor două eșaloane de fotbal din Buzău. În primul rând, câteva modificări despre aceste trei eșaloane contopite în două și motivația care a dus din punct de vedere ca oficial al AJF Buzău la această modificare. Fotbalul buzoian se va organiza în două ligi. Este vorba de Liga 4, o singură serie cu 18 echipe. Echipa campioană va reprezenta Buzău la barajul pentru promovare în Liga 3 și echipele clasate pe locurile 15-18 vor retrograda direct în Liga 5. Și Liga a 5-a, structurată în trei serii, pe criterii geografice, a câte 12 sau 14 echipe, în funcție de câte echipe se înscriu. Mai avem campionatul județean de juniori, unde avem competiții ca juniorii sub 15 ani, sub 14 ani, sub 13 ani, sub 12 ani, sub 11 ani, plus campionatul național interligă destinat copilor sub 10 ani până la 7 ani, trofeile Gheorghiana Gheorghiola. Condițiile vor fi drastice pentru participarea în aceste competiții. Cel puțin la Liga 4, în afară de sistemul, criteriul de infrastructură pentru baza sportivă, avem criteriul pentru antrenor, fiecare club trebuie să aibă antrenor licențiat cu licența C, avem cei care vor să participe în această Liga 4 trebuie să aibă două echipe de juniori, echipa de juniori deschidere sub 19 ani și încă o echipă participată în campionat sub 15 ani. Mai avem criteriul financiar, cel mai important, nimeni cu datorii nu intră în nicio competiție a Asociației Județene de Fotbal, mai mult ei trebuie să plătească taxa de garanție financiară care va trebui să fie plătită înainte de începerea campionatului. Mai departe avem mai multe modificări. Este vorba de modificarea regulamentului pentru statutul jucătorului. Orice club de amator are în componență un anumit număr de jucători. Dacă acest club nu dorește să-i dea drumul unui jucător care are dorința să plece la un alt club, din diverse motive, va trebui să vină la Comisia de Vot în statutul jucătorului, care va decide, conform unei sume de 1000 de lei, că acel jucător va putea să plece. Suma va intra în contul clubului de la care jucătorul pleacă. La copii și juniori, ca și la competiția de seniori, un singur antrenor va putea oficia la un singur club. Mai mult la copii și juniori, niciun joc nu începe dacă nu există antrenor pe bancă. Știți că mai era rezultatea în care, cutuma în care un antrenor venea să scria pe foaie sau avea licență și nu participa la acel joc. Jocul nu începe, echipa în cauză va pierde jocul cu 3-0. Mai mult, la regulamentul disciplinar au fost modificat anumite articole. Este vorba de cel mai important articol în cazul în care un jucător junior, participant în campionatele juniorilor sub 16 ani în jos, acel jucător care înjură sau provoacă anumite acte de indisciplină, va fi suspendat dublu față de cât este la seniori și mai mult va fi suspendat și antrenorul. Chiar dacă antrenorul nu va fi nimic, dar antrenorul este părintele
legate de disciplină. Alte mențiuni sau modificări importante pe care le cunoașteți utile de la Bucur? Modificări asupra infrastructurii. La Liga 4 trebuie anumite condiții. Noi am venit în întâmplarea echipelor cu acordarea unor scaune pentru tribună. Din sezonul viitor vrem să impunem ca nicio bază sportivă participantă în Liga 4 nu va fi omologată dacă nu au scaune, o tribună, cu scaune, pentru că scaune le oferim noi, condițiile de vestiare, condițiile de apă caldă și condițiile toaletele și plus condițiile de gardă împrejmuitor, care și la Liga 5 este obligatoriu, plus condițiile de vestiare.